Ion Arduglas, Consiliul CESROM, PC Hermoștat și CSU Sibiu, mulțumim mult de tot și dacă sunt la capitolul mulțumiri, am venit și eu așa, cu permisiunea domnului președinte, cu o surpriză, mai ales pentru doamne, pentru că port această rochiță deosebită în această seară, Miss Grey România, și le mulțumesc foarte mult pentru că sunt alături de mine. Ei au venit cu o surpriză la balul Rotary Sibiu, așa că toate doamnele, dar și domnii, primesc câte un voucher, cred că ați și primit deja, dacă nu o să primiți în această seară, cu o reducere substanțială pentru a face cumpărături acolo pe site. Mulțumim, Miss Grey, așadar. Sunt multe premii în această seară, multe, multe. Avem o licitație importantă și mai avem ceva. Cea mai mare bogăție. Avem talentații. Tinerii foarte talentați care sunt de aici, din Sibiu, de la Liceul de Artă din Sibiu, sunt cu toate emoțiile la ei, să știți. Așa că merită să-i încurajăm cu aplauze. Vine, după cum spuneam, de la Liceul de Artă din Sibiu, sunt din clasa a 9-a, 11-a și a 12-a. Vor fi mai multe momente speciale pregătite pentru această seară, pentru balul Rotary Sibiu. Sunt coordonați de profesorii Popovici, Crina și Crăciun Andrei, așa că să-i aplaudăm Liceul de Artă din Sibiu.